Conform prevederilor legale, copiii au dreptul la pensie de urmaș dacă își continuă studiile într-o formă de învățământ organizată până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani. Pentru evitarea suspendării din plata pensiilor de urmaș, începând cu data de 1 septembrie 2021, este obligatorie depunerea adeverinței de elev sau student la Casa Județeană de Pensii Argeș la următoarele termene. Copiii care au vârsta peste 16 ani au obligația să depună până la data de 25 septembrie 2021 adeverința de elev, însoțită de un cupon de pensie, copia actului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul, din care rezultă că în anul școlar 2021-2022 urmează o formă de învățământ organizată conform legii. În cazul nedepunerii acestei adeverințe, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie 2021. Studenții urmași în vârstă de până la 26 de ani au obligația ca până la data de 25 septembrie 2021 să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că își continuă studiile în anul universitar 2021-2022 însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, dacă este cazul. Modelul declarației poate fi descărcat de pe site-ul instituției, rubrica Acte și formulare necesare. În cazul nedepunerii acestei declarații, pensia de urmaș aferentă lunii octombrie 2021 va fi reținută de la plată. După începerea anului universitar, până la data de 25 octombrie 2021, aceștia obligația depunerii adeverinței deverinței liberată de unitatea de învățământ din care să rezulte că urmează o formă de învățământ superior în anul universitar 2021-2022, în original sau copie, ori electronic, însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui unde este cazul. În cazul nedepunerii acestei adeverințe, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2021 va fi reținută de la plată. În situația studenților urmași care prezintă adeverință în copie sau electronic, aceștia obligația, ca până la data de 25 decembrie 2021. Să prezinte adeverința în original, pensia de urmaș se va suspenda începând cu data de 1 ianuarie 2022. Pensiile reținute de la plată se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate cu acordarea retroactivă a drepturilor suspendate. Din motive de siguranță medicală legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19, precum și în scopul eficientizării activității depunerii acestor documente și a reducerii timpului de așteptare, reprezentanții Casei Județene de Pensii recomandă ca aceste documente să fie transmise prin e-mail la adresa relației arund prin fax la numărul 0248 218 -560, sobre imposta